Mic, unii ar spune că este chiar drăgălaș, dar capabil să facă pagube însemnate. Acesta este animalul din România, care este un mare pericol pentru gospodării. Face foarte multe probleme în curțile oamenilor din multe părți ale țării. Cu toate că nu este un animal de talie mare și puțin s-ar gândi că este fioros, face prăpăd în gospodăriile oamenilor din multe colțuri ale țării. Ucide aproape tot ce iese în cale în momentul în care reușește să intre în curțile românilor și este aproape imposibil de prins. Cu o coadă pufoasă, botul ușor turtit, un corp subțire, membre scurte dar gheare extrem de ascuțite, lihorul trăiește în zonele de câmpie, fiind întâlnit în mare parte din Europa, în nordul Africii, precum și în Asia Occidentală. Puțin știu că este un vânător iscusit, stând ore în șir la pândă, până prinde ocazia perfectă pentru a ataca. Ghearele lungi și ascuțite îl ajută să sape gropi și să se urce imediat în copaci, ceea ce înseamnă că gospodarii au șanse mici să își apere curțile de el. În dieta sa intră găinile, dar și păsări mai mari, precum gâștele. Nici iepurii, care sunt foarte rapizi, nu reușesc să se ferească de el. Dihorul se mai hrănește și cu insecte rozătoare, broaște, șerpi, șopârle sau cârtițe. Când nu este în căutarea hranei, este greu de observat, preferând să stea ascuns în locuri întunecoase, foarte înguste. În timp ce unii ar spune că este un animal drăgălaș, este și destul de periculos, nu doar pentru animalele din gospodării, ci și pentru oameni, fiind purtător de boli precum rabia. Dihorul nu este foarte mare, lungimea corpului său ajungând la cel mult 50 de centimetri. Femelele pot atinge la maturitate o greutate de 650-850 de grame, iar masculii sunt ceva mai mari, cântărind în jur de un kilogram. În sălbăticie trăiește între 8 și 10 ani. Are auzul și vederea bine antrenate, însă simțul cel mai dezvoltat al său este mirosul. Mulți se tem de el, însă dihorul atacă foarte rar, doar în cazurile în care este provocat, când este deranjat în vizuina în care se adăpostește sau când cineva încearcă să îl prindă. Relatează Playtech.ro.